O femeie de 62 de ani din Comuna Românaș a avut parte de un sfârșit tragic, aceasta fiind găsită decedată pe o stradă din municipiul Zalău. Contactată telefonic, Maria Cristia, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, a declarat că sâmbătă 8 august, în jurul orei 19:25, o femeie din municipiul Zalău a sesizat poliția prin apelul de urgență 112 despre faptul că pe strada 22 decembrie 1989 se află decedată o persoană de sex feminin. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 62 de ani din Comuna Românaș. Potrivit Mariei Cristia, victima nu prezenta urme de violență, cadavrul acesteia fiind transportat la morga Spitalului Județean de Urgență în vederea realizării necropsiei.